Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Cine este personajul tău preferat din Biblie? Samson cel puternic sau Solomon cel înțelept? Sau poate Daniel cel smerit? Potrivit cuvintelor lui Isus, ai vrea să fii porumbel sau șarpe? Ce facem atunci când Isus ne învață ceva ce nu ne place? Vino cu noi între 7 martie și 23 mai în fiecare duminică seara de la ora 9 pe Facebook și YouTube ca să descoperim împreună învățăturile lui Isus. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat. Salut cu mult drag pe ascultători și telespectatori în cadrul emisiunii Orizont cu a patra ocazie a seriei de tineret cu titlul Cine sunt eu? Vă salut și pe voi, dragi tineri! În predica și discuția de azi va fi vorba despre o decizie vitală. Decizia prin care alegem cui să slujim în viața noastră de zi cu zi. Pe Domnul sau pe Mamona? Trăim într-o lume în care bunurile materiale sunt importante. Pot sugera prestigiu dacă le avem și în acest caz crește și pericolul de a sluji acestora în loc de a-L sluji pe Dumnezeul adevărat. Însă avem posibilitatea de a alege, prin care putem alege binele, pe Tatăl Ceresc. Rămâneți cu noi ca să aveți o perspectivă mai amplă cu privire la modul în care tinerii de azi văd acest subiect și ce experiențe au în această privință. Predica de azi va fi rostită de pastorul Biro Szilárd. Apoi vom asculta dezbaterea moderată de pastorul Omo Toloran împreună cu o parte din tinerii comunității Târgu Mureș B. Köszöntelek benneteket a Ki vagyok én ifjúsági sorozatban. Vă salut în cadrul seriei de tineret cu titlul Cine sunt eu? Mulțumesc că ați acceptat invitația și reprezentați tineretul comunității Târgu Mureș B. În această ocazie vom analiza o nouă vorbă a lui Iisus Hristos, una despre care am spune că era mai bine dacă nu o rostea. Ca să vedem despre ce vom vorbi astăzi, să ascultăm predica lui Biro Szilárd, apoi vom analiza cuvântul și vom vedea ce am înțeles și ce părere avem despre acesta. Juan Puyol García, egy catalán származású férfi. Juan Puyol García era un bărbat de origine catalană care și-a început cariera de informator în 1941. A decis că vrea să lucreze serviciilor secrete britanice. La 29 de ani și-a oferit serviciile, dar a fost refuzat de 3 ori. Apoi, a decis să lucreze ca informator pentru germani, ca să devină agent dublu și în rândul britanicilor. Nu a fost primit cu brațele deschise nici în Germania, dar pentru că a îndeplinit cu succes o încercare, imediat a devenit membru al serviciilor secrete germane și a început activitatea sub numele de Arabel. Prima misiune era să se integreze în sistemul de informare britanic, de mult aștepta acest lucru. În secret s-a dus la ambasada britanică și le-a spus că este un spion german, dar ar vrea să-i ajute pe englezi. Din motive diplomatice, l-au refuzat. Ca membru al serviciilor secrete germane, oferea informații false naziștilor. I-a făcut să creadă că a creat o rețea de informatori. Astfel, a făcut rost de mulți bani pentru că el primea banii pentru informatorii fictivi. Pe de altă parte, când se descoperea o falsitate în informațiile aduse de el, făcând referire la spionii respectivi, înlătura suspiciunea. Așa a fost până când o știre inventată de el s-a dovedit a fi reală. După aceea, nemții aveau și mai mare încredere în García. Informațiile secrete britanice au aflat de acest lucru. În urma cercetărilor și-au dat seama că în fundal este acel García pe care ei l-au refuzat de mai multe ori. Nu au mai așteptat, l-au căutat și-au cerut iertare și l-au angajat ca agent dublu. Cu ajutorul spionului García sub numele de Garbo, în 1943, când al doilea război mondial se desfășura, au pregătit cea mai mare amăgire a tuturor timpurilor.
Hitler, la acest punct al războiului, știa exact că este doar o chestiune de timp până când sovieticii vor ajunge pe malurile franceze. Reușita sau eșecul războiului consta în ajungerea forțelor aliate într-un punct unde nu erau așteptați. În această privință, Garcia avea un mare rol. Serviciile secrete britanice, folosindu-se de încrederea de care se bucura Garcia în Germania, i-au amăgit pe naziști că nu în Normandia vor ajunge trupele, așa cum credeau ei, ci la 300 de kilometri în Calais. Pentru succesul unei astfel de amăgiri au fost implicate toate mijloacele. Au adus o întreagă unitate militară, pe care au dus-o în partea de sud-est a Angliei, spre Calais. Această unitate fictivă era formată din mai multe sute de mii de soldați falși, arme de război și avioane. Aveau și un spital pentru cei răniți. Articole de ziar false, știri false și multe mijloace ale armatei se îngrijeau ca să amăgească trupele germane. Un avion de spionaj german nu putea descoperi din zbor că ceea ce se vede sunt tancuri gonflabile și nu instrumente autentice de război. Nemții aveau așa mare încredere în Garcia încât l-au promovat și în câteva luni englezii l-au numit cavaler. Amăgirea aducea succes. Pe 6 iunie 1964, sovieticii au ajuns în Normandia, în timp ce mare parte a germanilor așteptau la Calais. Deși se pare că Garcia slujea la doi stăpâni, de fapt era de partea britanicilor în totalitate. Isus, în Matei 6:24, ne spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Garcia a reușit să-i tragă în piept pe nemți, dar Dumnezeu nu poate fi amăgit, fiindcă ne cunoaște intențiile inimii, știe cui îi slujim cu adevărat. Cuvântul aramaic care apare în text, Mamona, se referă la bani și posesiuni. În ochii lui Isus este un domn care atunci când este slujit îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Mulți se gândesc că era mai bine dacă Isus nu spunea așa ceva. Această afirmație a lui Isus îi așează pe cititori în fața unei decizii. Cine sau ce este cel mai important în viața ta? Dumnezeu sau lumea? Fiecare om caută și strânge comori pentru viitor. Întrebarea este, cine va fi domnul vieții mele? Dumnezeu sau cele de pe pământ? Frank Bloomberg spune așa, materialismul este cel mai mare concurent al creștinismului autentic în inima milioane de oameni. În final, trebuie să alegem între lucrurile lui Dumnezeu sau cele de pe pământ. Sunt mulți în societatea modernă care slujesc la doi stăpâni. Mulți își iau două slujbe pentru a susține familia. Dar Isus vorbește despre un nivel mai înalt al vieții. Dacă slujesc la doi stăpâni, este imposibil să fiu credincios amândurora. În cazul slujirii lui Dumnezeu și a lui Mamona, se accentuează ideea credincioșiei. Pentru că acești doi domni cer două lucruri opuse de la cei supuși. Mamona dorește o viață egoistă, în timp ce Dumnezeu ne cheamă la slujirea semenilor. În timp ce omul încearcă să slujească la doi domni, mai devreme sau mai târziu, va iubi mai mult pe unul sau pe altul. Sau va refuza pe unul în timp ce va iubi pe altul. Un lucru esențial din învățăturile lui Isus este că pot face un efort oricât de mare pentru a sluji la doi stăpâni, dar în final trebuie să aleg pe unul dintre cei doi.
pentru că principiul slujirii lui Dumnezeu și a lui Mamona este atât de diferit unul de celălalt ca extremitățile magnetului. Toți slujesc cuiva, alegerea însă constă în ceea ce prețuiește cel mai mult omul. Unora le place să-și vadă viața în propria mână, iar asta nu prezintă o problemă. Însă problema apare când îl exclud pe Dumnezeu din viața mea și slujesc eului. Alții spun că într-o oarecare măsură au nevoie de Dumnezeu, iar relația cu El este văzută ca o barcă de salvare. Mergem la Dumnezeu doar când suntem bolnavi sau apare o situație grea în viața noastră. Dumnezeu nu este un idol pe care îl putem lua în mână. Ștergem praful de pe el, îl punem într-o parte sau alta ca pe un obiect. Dumnezeu este un domn pe care îl slujim dacă suntem în relație continuă cu el. Cuvintele lui Iisus accentuează că relația noastră cu alimentele, hainele, banii și cu viitorul nostru nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Acestea sunt doar mijloace care contribuie la traiul nostru. Totuși, oamenii sunt preocupați de cele materiale, pentru că sunt părți vitale ale vieții. Creatorul a oferit în dar pământul oamenilor. Tocmai de aceea nu este păcat atunci când ne bucurăm de binecuvântările materiale, dar trebuie să fim atenți ca să nu le divinizăm, fiindcă sursa lor este Dumnezeu. Să avem grijă ca să nu iubim mai mult darul decât cel care oferă darul. Să ținem cont de binecuvântările abundente ale lui Dumnezeu. Ele nu sunt doar pentru noi, ci trebuie să le folosim pentru ușurarea situațiilor grele în care pot fi semenii noștri. Cel care este bogat și are parte de multe binecuvântări poate oferi mai mult. Ideea este să treacă la fapte. Puneți întrebarea, cine este Dumnezeul meu? Banii, hainele, mașinile, oamenii, electronicele, Facebook-ul, Instagram, Snapchat, TikTok, influencerii sau Iisus Hristos, care nu oferă doar plăceri trecătoare, ci viața. O viață veșnică. Alege pe Dumnezeu ca domn al vieții tale. Szilárd arról beszélt, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Szilárd ne-a spus că nu putem sluji la doi stăpâni. A pus accentul pe versetul care spune nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Istoria ne spune că în toate timpurile au fost domnitori și servi. Poate că azi o vedem ca pe o situație de mult apusă, însă istoria ne arată că a fost o realitate. Ce părere aveți, ca tineri care priviți spre trecut, ce înseamnă asta? Ce înseamnă soarta de rob? Cum se raportează un stăpân la supușii săi? Ideea de robie poate aduce confuzie. Putem trăi cu ideea că azi nu mai există așa ceva în lumea modernă și liberă. Este normal să fim stăpâni peste noi înșine. Însă realitatea este puțin diferită. Să ne gândim la cât de multe lucruri ne pot stăpâni. Dacă în sensul clasic vechi nu putem fi sclavi, într-un cadru modern putem fi. Putem fi robi ai propriilor plăceri sau ai instrumentelor pe care le folosim, ai bunurilor. În acest context aș aminti de rețelele de socializare care au mare influență asupra noastră a tinerilor. Pot stăpâni peste noi. Există un termen modern, influencer, o persoană cu mulți urmăritori, cu ajutorul căreia dorim să ajungem să ne comportăm ca ea, în timp ce uităm că adevăratele valori creștine nu se găsesc pe aceste rețele, ci în Sfânta Scriptură, în Biblie.
Și în Biblie avem multe astfel de exemple, însă avem deja la început istoria lui Adam și Eva. Domnul îi pune stăpâni peste grădina Eden. Ei stăpânesc. Vine Satana în forma unui șarpe și o convinge pe Eva. Cunoaștem istoria și ce se întâmplă. Ea este stăpânită de el și se întâmplă consecințele pe care le cunoaștem. Evident că putem analiza și alte aspecte, însă eu aș sfătui tinerii să se cerceteze ca să-și pună întrebarea dacă sunt oare proprii stăpâni. Ai făcut referire la multe aspecte și ai amintit multe domenii. Am înțeles că în sensul vechi, azi nu mai există stăpâni sau robi. Totuși, putem fi robi într-o altă formă. Apare în Scriptură ideea de Mamona. Aș vrea să vorbim puțin despre asta. Ce înseamnă această expresie, ce semnificație are și în ce privește materialismul, cât de mult ne afectează? Cum am putea să administrăm în viața noastră un lucru despre care Biblia spune că este rău? Cuvântul mamona, pe scurt, înseamnă dorința după lucrurile materiale, materialism. Iar mulți oameni suferă de acest lucru. Materialismul nu este neapărat un lucru rău, pentru că Dumnezeu a creat bunurile materiale, le-a făcut ca noi să fim fericiți, să ne bucurăm de creația Lui prin acestea. El însuși a spus că la sfârșitul creației, toate sunt foarte bune. Atâta timp cât acest lucru nu este pe primul loc în viața noastră, nu sunt probleme. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc, să-L slujim pe El, nu pe mamona. Materialismul face referire la stăpânire, la ideea de ajutor în această lume materială. Dar noi trebuie să punem pe Dumnezeu pe primul loc, pentru că nu putem sluji la doi stăpâni. Într-adevăr, este un element important. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu poate fi rău, doar dacă îl folosim greșit. Bunurile, banii în sine, nu sunt un lucru rău. Dar dacă trăim ca să avem aceste bunuri, atunci poate fi o problemă în viața noastră. Cât timp acestea sunt mijloace pentru a aduce un trai normal, pot fi o binecuvântare pentru noi. Ce pot face cei care au multe bunuri materiale, neavând ispita de a-și dori bunuri materiale pentru că le au deja? Legat de asta, aș vrea să citesc câteva versete biblice din Eclesiastul pentru a lămuri sau a găsi o explicație pentru acest lucru. Eclesiastul 5 cu 18 spune așa: Iată ce am văzut, este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Cât timp considerăm acest lucru un dar venind de la Dumnezeu pentru a ne bucura de viață, nu sunt probleme. Dar în viață știm că Dumnezeu nu ne vrea răul. Deci tot ce permite pentru schimbarea inimii și a vieții noastre este spre binele nostru. Dacă El permite acest lucru, înseamnă că trebuie să ne bucurăm.
Este important ca inima noastră să nu fie condusă de acestea. Dacă citim ultimul verset din acest capitol, ni se spune că Dumnezeu iubește gândurile inimii omului, ceea ce ne face să înțelegem că gândurile inimii noastre trebuie să fie ca stăpânirea și împărăția Lui să fie căutate, ca să avem bucurie în acestea. În prima parte a predicii am auzit despre Garcia, care era un agent dublu mult timp. Am văzut că a avut succes în această privință, dar în viața noastră, în relația cu Dumnezeu, nu putem trăi astfel ca să fim fericiți, pentru că la un moment dat apare un eșec, atunci când se vede că nu am fost sinceri cu noi înșine sau cu Dumnezeu. Chiar apare în viața noastră un moment când trebuie să ne decidem pentru Dumnezeu sau împotriva Lui? Da, este o decizie grea pentru toți, însă este inevitabilă. Indiferent ce facem, suntem într-una din cele două categorii, Dumnezeu sau eul nostru. Așa cum am auzit în prezentare, aceste două puteri sunt bazate pe principii contradictorii, de aceea putem face diferența între ele. Ambele au priorități diferite, în timp ce una este egoistă, cealaltă solicită o viață de slujire altruistă. Și în Biblie citim că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că va urî pe unul și va iubi pe celălalt. Tocmai de aceea este important să ne decidem dacă vom sluji eului nostru, adică lui Satana, sau pe Hristos, ceea ce înseamnă a sluji și pe alții. În multe cazuri, acest principiu poate fi folosit și ca test pentru a decide de care parte suntem. Dacă am decis să fim de o parte, de partea lui Dumnezeu, asta înseamnă că suntem responsabili în acea decizie sau situație de viață? Dumnezeu amintește, prin pilda talanților din Biblie, unde ni se spune că Domnul oferă robilor talanți și după ce se întoarce, îi întreabă ce au făcut pe fiecare dintre ei. Aici se vede cine a fost credincios, cine a mai adăugat și care dintre ei a fost, de fapt, materialist, gândindu-se doar la sine, fără a mulți ceea ce a primit de la stăpânul său. Mulțumesc pentru răspunsuri. Vedem că uneori omul trăiește o viață dublă. Noi, tinerii, ne dăm seama ușor de acest lucru în viața altora, dar poate și noi ne dăm seama că în viața noastră apare o duplicitate, o fățărnicie. Mărturisim în cuvinte un anume set de valori, dar uneori în fapte se vede altceva. Cum funcționează acest lucru în viața noastră? Din păcate, se poate întâmpla cu oricine acest lucru. Se poate că atunci când punem întrebarea cu privire la ceea ce este mai important pentru cineva, munca, familia sau Dumnezeu, atunci răspunsul poate fi altul decât cel al faptelor sau cel pe care îl arată faptele. Și în Evanghelie, tânărul bogat era sigur că ține toate poruncile, dar atunci când Dumnezeu l-a pus în fața unei decizii, ne dăm seama că răspunsul lui era diferit de ceea ce credea el. Dacă ai amintit de pilda tânărului bogat, ce lecție putem înțelege din viața lui? Unde a greșit? Atunci când ne gândim la tânărul bogat, se poate că are o personalitate impunătoare, era un tânăr evreu de succes, după cum spunea, era desăvârșit înaintea legii, pe lângă asta își dorea să urmeze și pe Iisus.
Totodată, cred că semănăm cu el în sensul naivității. El trăia într-o legendă potrivit căreia îi slujea lui Dumnezeu și ținea poruncile lui. Totodată, potrivit primei porunci, Dumnezeu cere să nu avem alți dumnezei înaintea lui. Este interesant că atunci când ajunge în fața unei decizii, nu poate alege să meargă după Dumnezeu, pentru că se simțea atât de confortabil în materialism, ceea ce nu era un lucru rău, dar nu putea renunța la acea siguranță pentru a merge desculț, am putea spune, după Domnul. Acest lucru este important, pentru că de multe ori poate și noi credem asta, că păzim toate poruncile, dar când suntem în fața unei decizii, poate suntem surprinși de ceea ce este în inima noastră. Nu trebuie să renunțăm la speranță, poate că nu vom avea doar o posibilitate de a sluji pe Domnul. Cred că în aceste situații avem nevoie de putere, gândindu-ne ce ne dorim pe termen lung. Viața veșnică este miza și trebuie să alegem în consecință. Pornind de la această întâmplare, ați putea aduce alte exemple în care tinerii sau alte persoane au fost puse în fața unei decizii? Am observat în viața mea că organizarea timpului nu este cea mai bună, nu este una potrivită, pentru că stau prea mult timp pe telefon și acest lucru înseamnă și că nu îmi dedic suficient timp pentru Dumnezeu. Nu citesc atât de mult Biblia sau studiul sau alte materiale și totuși mă amăgesc singur susținând că vreau să ajung în cer, să am parte de viața veșnică, dar dacă nu fac nimic sau fac altceva decât ce trebuie, atunci oare unde voi ajunge? Trebuie să ne gândim dacă petrecem un timp de calitate cu Dumnezeu și ce distracții ne umple timpul nostru. Un alt exemplu care este aproape de noi, studenții, atunci când suntem în fața unui examen, trebuie să ne decidem dacă ne vom folosi de informațiile pe care le-am asimilat în urma învățării, cerând înțelepciune de la Dumnezeu, sau vom alege calea de a copia, adică de a fura. Aș aminti și despre dependențe. Cred că este o situație asemănătoare atunci când un tânăr este în fața unei decizii, chiar și oamenii mai în vârstă pot sta în fața deciziilor, cum este, de exemplu, o dependență, alcoolul, tutunul, pornografia și altele. Și așa cum am auzit, și folosirea telefoanelor ne fură mult timp. Suntem în fața unei decizii atunci când vrem să facem ceea ce ne cere dependența, iar atunci trebuie să hotărâm dacă vom ceda poftei trupului, a cărnii, sau vom asculta de Duhul. Aș vrea să citesc un verset biblic din Romani 7, versetele 19 și 20. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Este o dovadă a faptului că atunci când conștientizăm faptul că ceea ce am făcut sau ceea ce vrem să facem nu este bine, atunci știm că suntem robi ai păcatului din noi. Acest lucru poate fi un semn al slujirii răului sau al slujirii lui Dumnezeu.
Eu cred că în fiecare dimineață, când ne trezim, suntem în fața unei decizii, pentru că trebuie să ne decidem cum începem ziua. Prin a lua telefonul, ne uităm la știri, vedem ce s-a întâmplat în lume, sau deschidem Biblia și prin studiul cuvântului începem ziua cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să luăm decizii bune, pentru ca viața noastră să meargă într-o direcție bună. Întrebarea este dacă ajunge să luăm o singură dată această decizie. Poate unii susțin că și-au predat viața lui Isus, s-au și botezat. De ce trebuie pusă această întrebare? Care este părerea voastră în acest aspect? Dacă suntem creștini, cel puțin odată am ales să stăm de partea lui Dumnezeu, însă asta nu înseamnă că prin această decizie ne-am făcut treaba. Păcatul este prezent în viața noastră zi de zi, de aceea în fiecare zi suntem în fața deciziilor. Trebuie să alegem dacă într-o anume ispită vom sta lângă Dumnezeu sau vom alege altă cale. Asta înseamnă că trebuie să luăm mereu această decizie. Dumnezeu oferă tuturor liberul arbitru și astfel noi ne decidem soarta de fiecare dată. Discuția a început cu analiza versetului, acum suntem spre final. În ce context apare acest text, această afirmație pe care am auzit-o în predică și pe care am dezbătut-o aici în discuția noastră? Textul amintit este în cadrul predicii de pe munte. Aici, în Matei 5 până la 7, oferă un rezumat cititorilor despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Iisus ne avertizează că nu putem sluji la doi stăpâni. Trebuie să ne decidem de ce parte stăm. Ne spune să nu permitem ca materialismul sau bunurile materiale să ne stăpânească sau să ne conducă. Dacă mergem mai departe, ajungem la versetul 33 din capitolul 6, unde Iisus ne spune să căutăm mai întâi împărăția Lui, Dumnezeu și adevărul Lui, iar toate celelalte le vom primi. Aici ne dăm seama ce vrea Iisus să spună despre esența vieții și mersul ei. Și în versetele anterioare, Iisus spune că Dumnezeu îmbracă atât de frumos florile de pe câmp. Se îngrijește de păsări, cu cât mai importanți suntem noi. Accentuează faptul că se ocupă de noi în mod special. Se îngrijește de nevoi, pentru ca să ne putem îngriji de ceea ce este important în viața noastră. În acest verset, când este amintit adevărul, se referă la modul de interpretare a legii pe care o cunoaștem din cărțile anterioare și atunci când vorbește de împărăție, se referă la stăpânire. De aceea spune și în rugăciune ca să vină împărăția Lui și să se facă voia Lui ca în cer și pe pământ, ca domnia Lui Dumnezeu să aibă loc nu doar în cer, unde este desăvârșită, ci și pe pământ, cât și între oameni. Îmi imaginez așa cum este la marile firme, unde liderii au realizat că dacă oferă angajaților toate posibilitățile și tot ce este necesar, scule, materiale, mâncare, băutură, siguranță, căldură și tot ce au nevoie, atunci ei nu mai trebuie să se îngrijească de acestea și se pot concentra deplin pentru a fi mai productivi, pentru a se dezvolta și ca firma să meargă bine. Așa vrea și Dumnezeu. Ne oferă de toate, mâncare, băutură, haine, tot ce avem nevoie, pentru ca să putem căuta împărăția și adevărul Lui. O ultimă întrebare fulger, la care aștept răspunsuri rapide. Ce ați sfătui pe ceilalți tineri?
ce să facă pentru a rămâne de partea slujirii lui Dumnezeu. Aș continua dacă microfonul este la mine. Dacă suntem măcar puțin familiarizați cu Scriptura, cu Biblia, dacă știm baza Trinității din Biblie, acolo apare Duhul Sfânt, despre care s-au scris mai multe cărți. Se accentuează acest lucru, Iisus amintește despre El în Evanghelii, că este nevoie să cerem Duhul Sfânt, să ne umplem de Duh Sfânt. Iisus, înainte de înălțare, a zis că este mai bine ca El să plece, pentru că Tatăl va trimite pe Mângâietor, pe Duhul Sfânt. Una din sugestii ar fi ca să cerem în fiecare zi prezența Duhului Sfânt. Unul din sfaturile mele ar fi ceea ce s-a amintit deja în discuție, ca să căutăm zi de zi relația cu Dumnezeu pentru a lua decizii bune. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Domnul să ne ajute ca să le putem trăi, ca viața noastră să fie plină de roadele prezenței lui Iisus. Vă mulțumesc încă o dată!
Bódás János. Bódás János, fiul lui Dumnezeu. Ai întoarce obrazul stâng celui care te-a lovit peste cel drept? Dacă nu ai făcut-o, nu știi cum arată cea mai bucuroasă victorie. Dacă te-au dus în fața legii cu acuzații false, dar nu te-ai lăsat, ci te apărai cu toată puterea, n-ai avut niciodată dreptate. Dacă te-au silit să mergi o milă și nu ai mers două cu drag, nu cunoști libertatea robiei și victoria adevărată. Dacă din mâna ta nu ai dat săracului niciun bănuț, nicio pâine sau apă, comorile de aur scump rămân ascunse de tine. Dacă nu iubești și binecuvântezi pe cel care te urăște și te bate, nu cunoști bucuria dulce a iertării. Să riposteze și răul poate, și vameșul are dreptul la judecată. Doar robul este dictator, doar animalul este egoist și nebun. Omul este mai mult, fii om, fiul lui Dumnezeu, predica de pe munte este pentru tine, ființa ta să radieze aroma unui suflet curățit. Înfige rădăcinile tale în cer și nu înota în direcția curentului. Fă invers în toate poftele lumii. Pământul este al celor corciți, iar aceștia sunt slabi, vicleni. Oricât ar lupta, vor cădea. Cel înțelept lasă celui nebun și o poate face pentru că este curajos și puternic. Este împărat pentru că este fiul lui Dumnezeu. Amin. Thank you.
A műsorunk végéhez érkeztünk, és lassan am ajuns la sfârșitul emisiunii și trebuie să ne luăm rămas bun de la cei care ne urmăriți. În această ocazie am discutat de multe lucruri, însă ceea ce am putea evidenția, spunând că este cea mai importantă parte, este reînnoirea zilnică a deciziei noastre de a alege pe Domnul. Am văzut și am auzit că nu ajunge să luăm o singură dată această decizie. Viața noastră se schimbă în fiecare zi, poate în sens bun sau rău. De aceea, prin cercetare profundă, trebuie să analizăm în fiecare zi decizia pe care am luat-o pentru Dumnezeu. În măsura în care apar probleme în acest sens, să nu ne fie teamă de a ne responsabiliza din nou față de Dumnezeu, pentru că acest lucru aduce cea mai mare bucurie Tatălui. Acest lucru să ne încurajeze zi de zi. Vă mulțumesc că ați fost cu noi azi, Domnul să vă binecuvânteze! La revedere! Kio Kedvenc Biblioi Sereplud? Cine este personajul tău preferat din Biblie? Samson cel puternic sau Solomon cel înțelept? Sau poate Daniel cel smerit? Potrivit cuvintelor lui Isus, ai vrea să fii porumbel sau șarpe? Ce facem atunci când Isus ne învață ceva ce nu ne place? Vino cu noi între 7 martie și 23 mai în fiecare duminică seara de la ora 9 pe Facebook și YouTube ca să descoperim împreună învățăturile lui Isus.